Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și deschidem Sfintele Scripturii în Evanghelia după Luca, capitolul 7. Vom citi pasajul biblic de la versetul 22 la versetul 25, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 997. Evanghelia după Luca, capitolul 8. Începem citirea de la versetul 22. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și-au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strânit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era o împrimejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, pierim. Iisus a sculat, a arcetat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, i-au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Răspunsul este Iisus, Domnul nostru. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, stimați tineri, stimați adolescenți, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului, suntem adunați în locul acesta și după o săptămână încărcată de cuvinte pe care Domnul, prin bunătatea și harul său, le-a adus în auzul urechilor celor care au fost prezenți, în seara aceasta se încheie o campanie de evangelizare organizată, așa cum bine spunea fratele păstor, evangelizarea, rugăciunea, zidirea spirituală vor continua, sunt niște discipline spirituale asupra cărora veghem, dar în mod intensiv în aceste zile am stat înaintea cuvântului lui Dumnezeu și mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să deschide ușa de cuvânt. De obicei, unul dintre lucrurile care au loc după terminarea unei evangelizări este o oboseală spirituală. Pentru că învățătura multă are un efect nedorit, dar are, obosește trupul. Ca atare, spre finalul unei săptămâni de evangelizare, trebuie o prezență mai profundă a Duhului Sfânt, să fim atenți și să prindem sensul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea har tuturor, să-mi dea har în predicarea Evangheliei și să vă dea har în ascultarea Evangheliei și tuturor har de a împlini cuvântul Domnului. Amin. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești a Bisericii Betel din Dumbrăveni, a Bisericii Domnului din Izvin, unde am fost dimineața cu acordul bordului dumneavoastră de conducere la o slujbă de botez. Frații de acolo, bordul de conducere de acolo, vă transmit mulțumiri, harul și pacea Domnului să fie înmulțite pentru biserica dumneavoastră și pentru noi toți. Amin. Pasajul biblic pe care l-am citit vine să vorbească despre un moment când Domnul Iisus împreună cu ucenicii s-a urcat într-o corabie să treacă de pe un mal al Mării Galilei sau al Mării Tiberiadei pe celălalt mal. Marea aceasta a Galilei este o mare de obicei liniștită, dar pe la mijlocul ei este vestită ca fiind o mare pe care apar furtuni destul de dese și ceea ce-i trist, foarte violente. Pe marea aceea s-au obișnuit oamenii să pescuiască. Vreau să vă reamintesc că majoritatea ucenicilor Domnului Iisus erau pescari. Orice pescar, pe lângă faptul că știe să prindă pește și chiar când nu știe să prindă pește, caută să găsească posibilități de a hrăni familia. E bine, orice pescar, pe lângă a ști să prindă pește, știe să înnoate. Ori, iubiții mei, de data aceasta, împreună cu Domnul Iisus, treceau pe malul celălalt. Biblia spune că în timpul călătoriei, Domnul Iisus a adormit într-un loc specific. Evanghelistul Marcu spune că la cârmă a adormit acolo. Nu înainte de a dormi Domnul, ci după ce a dormit Domnul, pe Marea Galilei a izbucnit o furtună. Furtuna a fost atât de violentă în intensitatea ei, că pescarii, ucenicii Domnului Iisus, care mai trecuseră prin asemenea furtuni, au constatat cu uimire că asta e probabil ultima furtună din viața lor. Pentru că ei n-au venit cu o întrebare, învățătorule, dă-ți cu părerea, murim sau scăpăm și de asta. Ei vin cu o constatare, învățătorule, pierim. Aici s-a încheiat totul. Ei nu mai aveau nicio posibilitate. Ei au mai văzut furtuni, dar asta le întrecea pe toate. Și dintr-o dată, învățătorul sculat de la cârmă, în corabia aceea care devenise o coajă de nucă purtată de stihia vremii,
Se ridică învățătorul și spune vântului să se oprească. Și odată ce s-a oprit vântul, valurile angrenate de vânt s-au oprit și ele. Și spune Scriptura, s-a făcut liniște. Parcă prea liniște, pentru că în inimile ucenicilor începuse furtuna. Se întrebau, cine-i ăsta? L-am văzut vindecând, l-am văzut eliberând, l-am văzut înviind, dar n-am auzit vreodată ca cineva să aibă putere peste forțele naturii. Cine este? Și m-aș fi așteptat ca Domnul să-i lase să contemple liniștea aceea și să-și pună întrebări retorice, filozofice, cum doreau ei să-și le pune. Dar Domnul venea și îi întreabă, unde vă este? Ce credință? S-a vorbit în seara aceasta foarte frumos despre credință. Credința, frații mei, are valoare cât este pus în cine trebuie. Veți găsi astăzi foarte multe companii, foarte mulți oameni care filozofează și vorbesc de gândire pozitivă. Trebuie să crezi că vei fi bogat și vei ajunge bogat. Trebuie să crezi că vei fi sănătos și vei fi sănătos. Dar credința asta pe ce se bazează? Pe faptul că te descurci? Pe faptul că banii lumii intră în buzunarul tău? Iubiții mei, credința ca să aibă valabilitate trebuie pusă în cineva anume și acel cineva este Iisus Hristos, amin. Asta e credința care îi mântuiește, asta e credința care iartă, asta e credința care dă putere, asta e credința. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus, unde vă este credința? Pentru că dacă eu sunt cu voi în corabie, nu se poate întâmpla nimic, oameni buni, nimic. Voi trebuie să știți asta. Cum adică să se nece Dumnezeu în apa pe care a creat-o El? Cum adică să poată? Nu se poate întâmpla nimic. De aceea e important pentru că Iisus Hristos este în voi, afară dacă sunteți lepădați. Pentru că ăsta e examenul credinciosului. Dacă Hristos este în tine, nu ți se poate întâmpla, indiferent câți dușmani ai, indiferent ce gloanțe se folosesc, indiferent cine are ciudă pe tine, indiferent că toate duhurile sunt împotriva ta, dacă Hristos este Domnul vieții tale, în viața ta este Cel ce guvernează Universul. Este El Domnul vieții tale? Stimații mei, fiecare dintre noi facem călătorii mai scurte sau mai lungi. Toate călătoriile au peripețiile, încercările și dificultățile lor. Orice călătorie este reușită dacă îți atingi scopul. Niciodată un om care vrea să călătorească cu trenul nu aleagă cu bagajele în gară, să sui în primul tren și la un moment dat trenul ăla, în loc să meargă spre Baia Mare, spre Satul Mare, merge în partea cealaltă, Timișoara, în partea cealaltă, Reca și în direcția cealaltă. Tu te urci în tren și vine controlul și spune, domnule, dar dumneata unde mergi? Păi eu merg la Satul Mare. Păi dar dumneata ai bilet să mergi în Timișoara. Nu are importanță asta, eu bine că călătoresc. Nimeni nu se gândește de plăcerea doar de a călători. El are o țintă. Orice călătorie are o țintă. Îți atingi ținta aceea. Cum v-ați simțit dumneavoastră când fratele păstor mă sună și spune, frate Virgil, ești programat, te-am invitat, ai dat acceptul, ești programat să vii duminică seara la noi. Și eu le-aș răspunde fratele la 5:30 dacă mă suna, frate, eu am plecat spre dumneavoastră, dar am deviat că mi s-a părut că aș vrea să mă duc să văd ce fac frații din Baia Mare. Era vreo împlinire pentru cineva? Absolut deloc, pentru că fiecare călătorie este reușită dacă îți atingi ținta acelei călătorii. Când ne-am născut în lumea aceasta, noi am început o mare călătorie. Și în cele mai fine cute ale sufletului nostru este dorința după veșnicie. Nu ne satisface lumea aceasta și nu ne satisface nici timpul puțin pe care îl trăim. Sunt oameni care au 100 de ani și singurul lucru pe care îl doresc este să trăiască mai mult. În biserica noastră avem un frate de 95 de ani care vine la biserică și pe care îl felicit ori de câte ori îl întâlnesc. Și el îmi spune, abia aștept să te văd și pe tine la 95 de ani să mă bucur că ai împlinit 95 de ani. El vrea să mă vadă atunci și eu îi spun, Doamne ajută pentru amândoi. De ce? Pentru că nu suntem satisfăcuți de timpul limitat pe care îl trăim aici. Pentru că Dumnezeu a sădit în noi și gândul veșniciei, măcar că nu putem prinde de la început până la sfârșit și percepe toată lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Suntem doar în tranzit prin lumea aceasta și știm că undeva există o lume fără durere, există o lume fără suferință, există o lume fără cimitire, există o lume a păcii, o lume pe care o știm înăuntru nostru că există. Marea problemă este cum găsim drumul acolo. De când ne-am născut, am plecat într-o călătorie și călătoria în Biblie este asemănată cu o călătorie pe mare. Atunci când călătorim pe uscat, avem indicatoare. Atunci când întâmpinăm vreo furtună, ne putem odihni la un hotel, la o casă a unui om. Domnule, e zăpadă, m-o viscolit aici.
te oprești în prima localitate unde ai posibilitatea și intri în orice casă și omul înțelege, domnule, e zăpadă, până se desfundă drumurile, el rămâne aici. Aș vrea să vă spun pe mare, atunci când ai vreo furtună, nu ai cum să ai hotel. Trebuie să știi să treci. Spun navigatorii, ca să poți ieși bine dintr-o furtună, trebuie să treci exact prin epicentrul ei. Dacă încerci să oculești, te prinde vârtejul acela și ai toate șansele să fii scufundat. Trebuie să ai abilitatea în navigație să treci pe mijlocul ei. Dacă pe mare te-ai rătăcit, n-ai indicatori și n-ai nici poliție rutieră ca să spună, domnule, întoarce-te și găsești localitatea. Nu. În pe mare, dacă te-ai rătăcit, rătăcit ești. Și nu uitați, de pe pământul nostru, aș vrea să vă spun, 2-3 mii apă. Dacă ești pe uscat, te rătăcești. Dar gândește pe mare ce mai faci și unde n-ai indicatoare. De aceea e foarte important în călătoria aceasta pe marea vieții, unde apar furtuni, să îndeplinim niște condiții pentru a ajunge la bun sfârșit, la țărmul veșniciei, unde să ne aștepte Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Doamne, ajută-m! Toți dorim asta, dar trebuie să îndeplinim niște condiții. Prima condiție, invită-L pe Iisus Hristos în corabia vieții tale. Amin. De ce e atât de important? Foarte mulți dintre noi studiem, citim, aprofundăm, înmagazinăm cunoștințe folositoare pentru noi, pentru viața de pe pământul acesta. Sunt în lumea noastră oameni care au trăit într-un mod deosebit, sunt oameni care au întemeiat religii, sunt oameni care au trăit o viață sfântă și neprihănită. Tristețea este că din toți oamenii aceștia pe care noi îi respectăm, iar unii chiar îi venerează, toți oamenii ăștia s-au născut în lumea asta, au trăit în lumea asta și au murit în lumea asta. Nici unul dintre ei nu cunoaște drumul spre portul veșniciei, acolo unde vrem să ajungem noi. Pentru că nu cunoaște niciunul, pentru că toți s-au născut în lumea asta și, permiteți-mi expresia, habar n-au unde-i veșnicia. Își dau cu părerea, atâta tot. De aceea Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe cineva care a venit din veșnicie, a venit în lumea noastră, poate să urce în corabia mea și poate să-mi arate din nou locul de unde a venit el. Singurul care a venit la Tatăl și ne poate duce pe noi la Tatăl este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De aceea una dintre condițiile prioritare de început pentru o călătorie reușită și fericită este să-L inviți, să-L chem pe Iisus în corabia vieții tale, în viața ta, în inima ta. Poți să crezi că te vei descurca. Sunt oameni cu bani, sunt oameni cu relații, sunt oameni cu poziții sociale deosebite, dar a căror vieți, familii, au naufragiat pe marea lumii acesteia. O furtună a venit și a terminat. Ca să poți ieși biruitor, trebuie ca în corabia vieții tale să-L ai pe Iisus Hristos. Astăzi când vorbim de a-L invita pe Iisus Hristos, avem o mică problemă, și anume, cu cât o persoană este mai sus pe scara ierarhică a lumii acesteia, în poziția socială, politică, financiară și așa mai departe, cu atât e mai greu să-ți imaginezi că omul ăla va da curs invitației tale. Cu atât e mai greu. Atunci când inviți un primar să vină la tine, omul ăla până atunci poate a fost prietenul tău, dar dintr-o dată ajungând primarul unei localități are o agendă mai încărcată, vine să spună, dă-mi voie să mă uit pe agenda și ca fost prieten și ca actual prieten, poți să-mi permit să vin 2 ore la tine weekendul cu tare, pentru că e un om ocupat. Când omul ăla ajunge senator, și mai ocupat. Când omul ăla ajunge președinte, și mai ocupat. Când omul ăla te-ai gândit că e Barack Obama sau Vladimir Putin și să te gândești că îl inviți la tine acasă să vorbești despre strategia nucleară pe anul 2016, să stai și tu așa de vorbă să faci o poză cu el, nici nu-ți poți imagina lucrul ăsta. Da, păi, să stai și să te gândești ca tânăr și tânără, bărbat și femeie, doamnă și domn, din sala aceasta, să ai pretenția să-l chem pe cel ce nu-i ales odată la 8 ani, ce nu moare niciodată, ce este domn al domnilor și împărat al împăraților și ca atare tu să ai pretenția să-l inviți pe el în corabia, în viața, în familia ta și să și crezi că el vine acolo. Pe ce bază? Pe baza cuvântului lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Biblia vine și spune, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Ca să poți vedea cum Iisus Hristos în 2016, te poți uita doar în trecut. Și Biblia vine și ne subliniază de un moment când Iisus Hristos trecea pentru ultima dată prin Ierihon. La poarta de ieșire din Ierihon era pus în fiecare zi un om orb care să cerșească.
Era îmbrăcat în niște haine speciale ca să atragă privirile, ca să fie ajutat cu niște bănuți sau cu o felie de pâine ca să-l hrănească pentru ziua respectivă. Dintr-o dată, orbul acesta, care și-a dezvoltat capacitățile auditive într-o contrabalanță cu faptul că n-avea vedere, a auzit că pe drumul acela trec mulți oameni. Întrebând, a aflat că trece Iisus din Nazaret. Și apoi orbul a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Odată ce el a început să strige lucrul acesta, semenii lui au început să-i spună, taci din gură, oprește-te! Gândirea vremii era foarte clară, și anume, dacă un om suferă de un handicap mental, fizic, omul ăla sigur este pedepsit de Dumnezeu. Ca atare, el trebuie să-și poarte cu demnitate handicapul respectiv și starea aceea. Vă aduceți aminte că a întâlnit într-o zi Domnul Iisus Hristos în templu Norb și ucenicii lui l-au întrebat, Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui de s-a născut orb? El așa nu poate. Trebuie să fie un rezultat a ceva. Deci tu dacă te-ai născut așa, din cauza a ceva anume. Exact. Acum așa acolo este o întrebare foarte interesantă. Părinții lui... Credem că poate au greșit cu ceva, exista posibilitatea, dar el să greșească înainte de a se naște. Dar farisei aveau rezolvată și problema asta în gândirea lor. După ei puteai păcătui înainte de a te naște, după ei. Dar nu asta vreau să scot în evidență, vreau să scot în evidență faptul că ei nu considerau că un om care are o anumită problemă fizică, un handicap, omul acela e degeaba, el trebuie să-și poarte cu demnitate. Ca atare când omul ăsta a început ca orb să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, ăștia au venit toți și au spus, stai liniștit, poartă cu demnitate, taci din gură și vezi-ți de treaba ta. Și omul ăsta nu a rămas la gândurile astea. A început să strige și mai tare, Iisuse, ai milă de mine. Și dintr-o dată tot convoiul acela care îl însoțea pe Iisus s-a oprit. De ce? Pentru că Iisus i-a auzit glasul unui om care n-avea valoare decât l-a cerșit, atâta tot. Și i-a spus, spuneți-i să vină la mine. Și Biblia spune că când a auzit omul acela că Iisus s-a oprit din drumul lui spre Ierusalim, trecea pentru ultima dată pe Nirion, mergea la Ierusalim să rezolve o problemă cosmică și mondială, să moară pentru păcatele lumii întregi, a celor ce trăiseră, a celor ce trăiau și a celor ce se vor mai naște, printre care eu și tu. S-a oprit din drumul lui să stea din vorbă cu un om care n-avea nicio valoare în rândul semenilor săi și a spus, spuneți-i să vină la mine. Când a auzit omul acela, primul lucru pe care l-a făcut, și-a aruncat haina. Și-a dat seama că de haina aceea nu mai are niciodată nevoie, dacă Domnul îi dă vedere. El nu va mai cerși niciodată. Va putea să muncească cu mâinile lui și să ajute la rândul lui și pe alții. Când l-a chemat Iisus, Biblia spune că Iisus știa tot ce dorește omul. Și cu toate acestea, cu toate că știa ce dorește, Iisus spune întrebarea, ce vrei să-ți fac? Pentru că ăsta e sensul rugăciunii. Dumnezeu știe că ai nevoie să schimbi mașina. Dumnezeu știe că ai nevoie de rezultate bune la examen. Dumnezeu știe că ai nevoie de un loc de muncă. Dumnezeu știe, dar Biblia vine și spune, nu aveți pentru că nu cereți. De-aia e rugăciunea marțială, de-aia slujbele noastre încep cu rugăciune. Pentru că rugăciunea are sensul, Dumnezeu știe de ce am nevoie, dar Dumnezeu vrea să verbalizez ceea ce am eu nevoie. Ori Iisus nu avea trebuință să-i se spună nimeni nimic despre un om, că el știa. Eu știa cum omul ăsta are nevoie de vedere. De ce totuși îl întreabă ce vrei să-ți fac? Pentru ca să apară nevoia rugăciunii, Doamne, să-mi capăt vederea. Și atunci Iisus i-a spus, facă-ți-se după credința ta, slăvit să fie Domnul. În timp ce convoiul își urma drumul spre Ierusalim, prin mijlocul acelor oameni era un om care admira verdele frunzei, frumusețea soarelui, chipul uman și omul acesta peste viacuri, Bartimeu, vine să ne spună că Iisus Hristos este același. Dacă un om se oprește din iureșul vieții lui, din alergarea și din călătoria lui și la un port numit Betel din Arad și a tras corăbioara lui mică, neștiind ce furtuni îl așteaptă pe marea vieții, iar în seara aceasta îi spui celui ce guvernează universul, Doamne, am nevoie de tine, nu pe țărm, ci în corabia mea. Am nevoie în călătoria mea, nu știu ce se va ivi. Am de făcut niște alegeri în căsătorie, am de făcut niște alegeri în afaceri, am de făcut niște alegeri în ceea ce privește prietenii, am de făcut niște alegeri unde voi lucra și la toate acestea recunosc că nu știu. Am nevoie de cineva care să-mi fie domn, stăpân și să mă călăuzească și numele Lui este Iisus Hristos. Dar ca El să vină în corabia vieții tale, trebuie chemat. Iisus nu intră cu bocanci în sufletul nimănui.
Dacă nu-L inviți pe Iisus, El nu intră acolo. Atâta respect are de ființa umană. El nu intră acolo forțat. Chiar dacă mama și tata se roagă, Doamne, intră în inima copilului meu, intră în viața lui, până copilul nu spune, Doamne, am conștientizat, sunt sigur că am nevoie de Tine, Te rog să vii în viața mea, atunci Iisus vine în viața lui. Atunci, stimatul meu, tânăr și tânără, Iisus vine în viața ta. Indiferent cât se roagă mama și tata, te aduce în pragul alegerii, îți pune în față circumstanțe și împrejurări în care să-ți dai seama că ai de Iisus. Dar Iisus nu intră niciodată dacă tu nu-L chemi în viața ta. Este dreptul tău de a-L chema și este dreptul tău de a-L refuza. De-i spune Iisuse, n-am nevoie de tine. Mă descurc în călătorie fără tine. De aceea e important să ne dăm seama de aspectul acesta. Doamne ajută, frații mei! Întrebarea mea pentru tine este, L-ai chemat pe Iisus sau încă te descurci singur? Nu uita că odată ce pleci de la țărmul acesta și de la portul acesta, viața îți va rezerva surprize la care nu te aștepți. Nu vei ști să le rezolvi, cum niciunul dintre noi nu e capacitat să le rezolve. Oameni mai bogați, mai deștepți și mai cu relații ca noi au naufragiat. Eu și tu suntem o pradă ușoară pentru necazurile și problemele lumii acesteia. Singurul care ne poate ajuta și cu care corabia nu se poate cufunda, este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, L-ai invitat pe Iisus Hristos în corabia vieții tale? Pentru că în seara aceasta este la Betel, lăudat să fie numele. Este o seară specială pentru sufletul tău. Este o seară în care se vorbea despre credință și credința înseamnă să-L vezi prin ochii credinței că este aici, să-L inviți în viața ta și să-L iei pe tine cu tine ca Domn și Mântuitor, determinându-ți toate deciziile și alegerile care stau în față și totodată itinerarul spre împărăția Domnului trebuie să-L lași în mâna Lui. Este foarte important lucrul acesta. Un alt aspect pe care aș vrea să-L subliniez pentru frații mei credincioși de mai multă vreme, care altădată erau primii la rugăciune, care altădată cântau cu lacrimi, care altădată mai strigau câte un aleluia sau slăvit să fie Domnul în adunare. Da, cum merg la relantiu așa, pentru că se obișnuiește și pentru că sunt cam uzați în domeniul acesta. Aș vrea să vă spun, stimații mei, Domnul Iisus Hristos nu așteaptă ca oamenii să-i spună pleacă de la noi și El să rămână acolo. Foarte mulți credincioși cred că le iau pe Iisus și îl pun într-o cameră cu gratii, de unde El nu poate ieși. Și eu pot să spun minciuni și El nu iese de acolo. Și eu pot să fac o grămadă de lucruri și El n-are cum să iasă de acolo, pentru că Iisus e închis la mine în inimă. Iubiții mei, Iisus poate pleca. Se poate duce. De aceea e important să fim atenți. În Barcelona există mai multe puncte turistice. Unul dintre turiști, vizitând Barcelona, a apucat să vadă, între două zboruri pe care le avea ca un om de afaceri, câteva puncte turistice. De aia au mai rămas câteva. Și într-o zi, pe când avea zborul din Statele Unite la Barcelona și apoi de la Barcelona trebuia să plece într-o altă locație și avea vreo câteva ore între, a ieșit din aeroport și s-a dus la vremea aceea, erau niște caleși speciale care îi lua pe oameni dintr-un anumit loc și îi ducea pe la obiectivele acelea turistice. Omul ăla s-a dus la locul acela unde plecau caleștele împreună cu birjarii, într-un mod așa mai rustic, mai de mult, plecau în vizitarea aceasta și îi se explică la birjar, domnule, eu am vizitat obiectivul cu tare, mai sunt două obiective. Eu îți plătesc cursa întreagă, îți dau ca și cum ai fost la toate obiectivele, dar du-mă la cele două la care n-am fost ca să prindă avionul care mă duce în direcția în care am eu nevoie. Sigur că, domnule, așezați-vă acolo. Și așa lua calul, și calul știa itinerarul, și-a luat calul și mergea la trab cu caleașca. Omul ăsta, când văzând că ăsta nu se duce unde a spus el, ci merge pe la toate, pe unde el a mai fost, spune, domnule, v-am rugat frumos, merge doar la cele două. Sigur că da, domnule. Iar el își vede de treaba lui. La un moment dat, omul ăsta din... I-a spus, domnule, te rog frumos, domnul birjar, v-am spus, da, domnule, fără probleme, dar calul merge, nu-i nicio problemă, îl duc eu unde trebuiește. Pe la o curbă, așa când caleașca a încetinit, domnul s-a dat jos din caleașca, a luat în taxi și s-a întors înapoi la aeroport. În timp ce el mergea liniștit, birjarul se întâlnește cu un colega lui. Dar ce faci, colega? Zice că merg cu domnul. Și ăsta îl întreabă, care domn? Și când s-a uitat, domnul nu mai era. Știți că mulți credincioși pățesc asta? Se întorc la domnul și intră domnul în viața lor. Și dintr-o dată, ceea ce i-a robit, alcool, jocuri de noroc, multe păcate, sunt date afară, sunt scoate afară. Și la un moment dat, Domnul spune, aș vrea să verific evidența ta contabilă,
Că tu trebuie să fii cinstit și în banii pe care îi dai la stat sau cum te comporți. Și dintr-o dată credincios îi spune, Doamne, ia mai lasă-mă tu cu verificările astea, că-s destul de pocăit, alții nici atâta nu fac. Vine Domnul și spune, te-aș ruga să nu mai vorbești de rău pe nimeni în biserică, că toți sunt copiii mei și eu i-am mântuit, dacă poți să-i zidești. Doamne, dar și alții mă vorbesc pe mine de rău. De ce anume? Te rog să mă lași cu lucrurile astea. Cât crezi că durează ca Domnul să iasă de acolo? Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos a ajuns în ținutul Genezaretului Ghergesenilor. A ajuns acolo. Și în fața lui a ieșit un îndrăcit. Și Domnul, prin autoritatea și puterea lui, spune Scriptura, a scos legiunea aceea, peste 6.000 de demoni, i-a scos din omul acela, eliberându-l. Marea problemă este că demonii au cerut voie să intre într-o turmă de porci, care s-a dus și s-a aruncat în mare. Oamenii din ținutul ăla au venit, au constatat că omul care îi speria, pe care îl legau cu tot felul de cătușe și de lanțuri și le rupea cu puterile paranormale pe care le dezvolta din cauza duhurilor necurate, este sănătos, întreg la minte, și Biblia sublinează și îmbrăcat, care este o conotație foarte importantă pentru textele biblice. Și era la picioarele Domnului Iisus. Și când l-au văzut pe el, s-au înspăimântat. Și apoi a făcut o cerere, iubiții mei. Atenție că Domnul nu intrase în orașul lor. Domnul nu intrase în casele lor. Era doar la margine, unde era turma de porci. Și au făcut o rugăciune și o cerere. Doamne, te rugăm să pleci. După mine e cea mai tristă rugăciune. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să spună așa cum ne închipuim noi credincioșii. Nu plec. Am venit la voi să vă mântuiesc și stau aici. Am venit să vă vindec și vă vindec de boalele voastre. Am venit să vă eliberez cum am făcut și cum așa. Să rămân aici, nu plec de la voi. Și mă așteptam că ăștia să înceapă o grevă japoneză cu o banderolă albă și spune, să facă plancarde, spune, pleacă de la noi, sindicatele, să înceapă, pleacă de la noi. Și în sfârșit, din cauza presiunii, Iisus să plece. Cam așa ne-am imaginat noi. Dar la o simplă rugăciune, Iisus pleacă. Ca să învețe credincioșul de-a lungul timpului că nu-l pot întemnița, că pe Iisus nu-l pot ține forțat în inima ta. Dar dacă pleacă așa de simplu, aș vrea să vă spun că la fel de simplu și vine, slăvit să fie Domnul. Asta mă presupune pe mine ca oricând să la evangelizare să mă verific. Încă o dată vă citez, pe voi înși vă cercați-vă sau verificați-vă. Este Iisus Hristos Domnul vieții tale? Dacă ai dubii în seara aceasta, iubitul meu frate și soră în credință de 20, de 30 de ani, nu-i rău să spui împreună cu prietenii noștri, Iisuse, vino din nou în viața mea. Fii salvatorul meu, dă-mi din nou pasiune pentru tine, dă-mi din nou dorință de rugăciune, dă-mi din nou pasiune pentru cuvântul tău, dă-mi din nou râvnă pentru slujire, Doamne, pentru că tu ai în tine resursele și puterea de a mă face să fiu ce-am fost altădată. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Cheamă-L pe Iisus Hristos în corabia vieții tale. Este prima condiție pentru o călătorie reușită și fericită. A doua condiție. Spune Sfânta Scriptură, Iisus împreună cu ucenicii săi au intrat într-o corabie. Foarte mulți credincioși sunt gata să-L cheme pe Iisus în corabia vieții lor. Dacă vine Iisus, știm că El binecuvintează, El vindecă, El călăuzește, El dă înțelepciune, El dă îndrumare și suntem atât de fericiți. Permiteți-mi un exercițiu simplu. Câți dintre dumneavoastră l-ați invitat pe Domnul Iisus în viața voastră și a venit mâna sus? Mulțumesc! Să nu vă fie rușine de asta! Să nu vă fie rușine! Este cea mai bună decizie pe care o poate lua un om, să-L invite pe Iisus Hristos în viața lui, slăvit să fie Domnul! Și de lucrul ăsta n-ai voie să te rușinezi! De numele Domnului în societatea în care trăim, n-ai voie să te rușinezi! Foarte mulți suntem gata să-L invităm pe Iisus și suntem bucuroși dacă vine. Dar Domnul totdeauna vine cu ucenicii lui. Și unii din ucenicii Domnului nu sunt atât de simpatici. Unii dintre ei pun întrebări așa, ca și unul dintre apostolii Domnului, Toma, pune întrebări circumspecte, se întreabă, e neîncrezător, mă întreabă de trei ori un lucru și te deranjează aspectul ăsta. La un moment dat, alții sunt foarte vulcanici. Biblia vine și spune că la un moment dat, Domnul Iisus Hristos le spune că pot să aibă săbii la ei, ba chiar să-și vândă haina, să-și cumpere sabie. Și au arătat două săbii. Le-au dat săbile alea gladium romane, de 60 de centimetri aproximativ. Unii frați spiritualizează, vorbind de Vechiul și Noul Testament, dar nu alea le-au arătat. Au arătat două săbii romane. Una nu știm nici în ziua de azi unde a fost, dar una a fost la Petru. Una, o sabie de asta a fost la Petru. Și noi am mai vorbit subiectul ăsta la dumneavoastră. În noaptea trădării, ne spune Scriptura că au venit soldați șaproz
Să-L prindă pe Domnul Iisus. Nu uitați că oamenii ăștia se antrenau. Oamenii ăștia erau pregătiți de așa ceva. Cu ce o merge și așa mai departe. Atunci a găsit Petru pescaru soluția și posibilitatea să scoată și el sabia de la șold. O scos sabia și spune Scriptura că a tăiat urechea robului marelui preot pe nume Malhu. Frații mei, din punct de vedere a mânduirii săbii, a tăia urechea unui om este o adevărată artă. Lucrul acesta reușeau doar mușchetare francezi după îndelungi antrenamente cu floreta lor, cu sabia aceea numită floretă, sau samurai japonezi cu săbile alea numite katana, ca să poată tăia doar urechea. Pentru că urechea este așezată atât de strategic încât nu poți tăia doar urechea. Dacă dai pe orizontală, nu tai urechea, dacă tai pe verticală, tai și umărul. Ca să tai numai urechea, îți trebuie un antrenament extraordinar. Și Petru n-a fost acel spadasin cu un antrenament. El era pescar. Cum de-a reușit să taie tocmai urechea? Atâta a prins, frații mei. El a dat cu sabia și doar urechea a căzut. Dacă prindea capul, era altă problemă. Dar a prins doar urechea. Ei bine, Domnul Iisus a rezolvat problema aceasta, însă s-a putea ca într-o zi să-L inviți pe Domnul Iisus Hristos să se urce în corabia vieții tale și ai să vezi un urmaș de-a lui Petru cu sabia la șold, spune, vreau și eu să intru. Nu e așa că îi spune, tu nu intri. Nu intră el, alți mai blajini, Filip, intri tu, celălalt, intri tu. Frații mei, atunci când pornești în călătorie, ai nevoie de Iisus, dar Iisus vine totdeauna cu ucenicii. Amin. Ești gata să-i primești? Pentru că noi îi selectăm așa, punem un semafor acolo și spui, tu mi-ești simpatic, tu vii, celălalt nu. Ăsta se descurcă în afaceri, vine, celălalt e năcăjit, nu intră. Frații mei, pe prieteni ne alegem noi, pe frații ni dă Domnul. Amin? De aceea trebuie să fim drepți. Dacă Dumnezeu m-a mântuit prin har, prin același har i-a mântuit și pe alții. Ca atare, atunci când pleci în călătorie, lasă-i și pe ucenici să se urce în corabie. Dumnezeu să ne ajute. Știi ce frumos e să ai lângă tine? Și ce frumos e când trece corabia să-i pui la vâsle pe toți și să tragă la corabia ta, să ieși bine în necaz și în încercare? Vedeți, sunteți parte dintr-o biserică mare, o biserică deosebită, dar această biserică, la un moment dat, poate să stea, câtă vreme tu nu ești în furtună, poate să stea și să ajute pe alții, când încă e vremea furtunii, când oamenii aceștia intră în post, când unii intră în rugăciune, când gândurile se înalță și înalță spre Dumnezeu rugăciune, un val de binecuvântare, vorbea Duhul Sfânt în seara aceasta, cu un val de rugăciune a fost ascultat și multe nume vor fi scrise în cartea vieții. Doamne ajută! E atât de important, este ziua mântuirii și a cercetării. Dar această zi a fost ajutată și a fost sprijinită de rugăciunile pe care frații le aduc înaintea Domnului. E important lucrul acesta. Am fost bolnav o bună bucată de vreme în urmă, am avut pareză facială, jumătate de față râdea, jumătate plângea. Nu știam la care să mă uit din cele două și la un moment dat, singura mângâiere pe care o aveam, când fața mea era deformată, unii frați mi-au spus că niciodată nu vom mai putea urca cu figura aceea la amvon și le dădeam dreptate, după cum mă vedeam eu în oglindă. Niciodată n-aș fi avut posibilitatea să mai slujesc public. Singura mea mângâiere că voi reveni la poziția inițială era că în fiecare duminică aflam de sute de oameni din biserica noastră și din alte biserici care se rugau pentru problema mea. Unde să te duci în lumea asta să trăiești aceeași stare? Pe cine ai așa aproape? V-am mai spus dumneavoastră și dacă nu greșesc, dacă vă mai repet, într-o seară la biserică, pentru dar de descoperire s-a descoperit că diavolul a făcut un plan pentru biserica noastră să coboare un steag de doliu și patru sicrie s-au văzut. Am rămas împreună cu conducerea bisericii, cu frații, cu daruri de deosebire a ducurilor și de descoperire și am identificat familia care va trece prin situația asta dacă noi nu stăm la dispoziția Domnului, că condiția Domnului a fost să avem o zi sfântă, ca Domnul să toarne zi de biruință pentru familia respectivă. Am identificat-o ca fiind familia Strugaru, niște băieți care cântă, patru băieți care vor veni în zona dumneavoastră aici pe finalul lunii acestea, dacă nu cumva, vor veni în partea aceasta spre Timișoara, oamenii aceștia circulă și-s băieți pocăiți. Și diavolul a făcut un plan ca ei să moară. Și nouă ni s-a cerut să ne rugăm. Am hotărât marța următoare să fie zi de post. Când am intrat în biserică, am găsit biserica plină de bărbați, femei, tineri și tinere, cu buzele uscate. Nu băusere nimic și nu mâncaseră în ziua aceea.
M-am uitat apoi când au venit părinții acestor copii, când s-au uitat, unde găsește asemenea oameni? În Parlament? În Senat? Unde găsește? Doar în Biserica lui Iisus Hristos. De-aia e bine să-i lași pe frați. Unii dintre ei poate vorbesc ca mult și trebuie să pocăiască, dar ăștia pe lângă vorbesc mult, se roagă, Doamne ajută. Pot transforma vorba aia în rugăciune. Lasă-i să urce în corabie, pentru că ai nevoie de ei. Te sprijinesc. Știți ce avantaj mai există? Există avantajul că veghează asupra ta. Fiecare adevăr biblic este ca o monedă. O monedă e valabilă dacă are amândouă fațetele. O bancnotă e valabilă. Nu poți să te duci la o bancă cu o bancnotă de 500 de euro, care e cea mai mare bancnotă europeană, cu o singură față. Spui, știi ce, am o singură față la hârtia asta. Dați-mi contravaloare la 250 de euro. Ei de 500, dar fiindcă numai are o față, nu-ți dă nimeni bani pe ea. Ba chiar s-ar putea să chemi și poliția. De ce? Pentru că nu e valabil cu o singură față. Nu te poți duci cu o monedă, cât de valoroasă ar fi ea, cu o singură față. Foarte mult se tapetează astăzi și se vorbește, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu e o față, cealaltă față. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, amin. Ca moneda aia să fie valabilă, ținem în două fețele, care valabilitate? Mântuirea, frații mei, personală, trebuie să-L înviți pe Iisus Hristos personal în viața ta. Nu tata și mama îl cheamă, nu păstorul cheamă pe Iisus, tu trebuie să-L înviți personal și să-L accepți. Dar mântuirea e și de opște, adică împreună cu ceilalți. Doamne ajută! Apostolul Iuda spunea, pe când doream să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu despre credința care s-a dat Sfinților odată pentru totdeauna. Știți ce înseamnă mântuire de obște? Mântuire cu toți împreună, adică mântuire în aceeași corabie. Să te urci în aceeași corabie și să fii cu toți ceilalți. Imaginați-vă că eu vreau să fiu membru la Betel, să fiu părtaș la bucuria dumneavoastră, la fanfară, la orchestră, la cor bărbătesc, la grupe și așa mai departe, să mă bucur de toată slujirea asta. Și întreb pe fraților, îmi dați voie să vă urc în corabia voastră? Da, care e locul meu? Și îmi dă un loc acolo. Corabia e noastră ca e pe timpul Domnului Iisus din lemn. Eu la un moment dat scotobor mașină cu baterie, cu un burghiu de la de lemn, destul de sănătos, așa, și spun, frații mei, nu vă deranjați, noi călătorim pe mare, dar eu o să dau o gaură în dreptul meu. Nu vă interesează mântuirea personală. Apa o să țâșnească doar în dreptul meu. Nu o să țâșnească în dreptul păstorului, nici în dreptul comitetului, doar în dreptul meu. Vreau să fac un duș la apa care vine din apă, la apa aceasta care țâșnește în corabie. Aș vrea să vă întreb, dacă frață mă lasă pe mine în dreptul meu să dau o gaură, mă scufund numai eu și cu pătrățica mea? Mă scufund numai eu cu domeniul meu atât? Toți ne scufundăm. De aceea e important, frații mei, să fim veghetori, Doamne ajută. De-aia e important. De-aia e important să veghezi asupra celuilalt, să întreb, dar tu cum îți permiți lucrul ăsta? Atunci când am preluat pastorația la Dumbrăveni cu aproape 20 de ani în urmă, mai puțin, 19 ani, știu că la momentul respectiv au venit la mine în jur de 100 de frați bătrâni, erau atunci, și mi-au spus, frate Virgil, nu știu ce ai de gând să faci, dar îți vreau să-ți spun că 100 de frați suntem pe urmele tale. Oriunde te duci, noi suntem atenți la tot ce faci. Și te rog să-ți spunem, dacă cumva faci vreo greșeală, noi nu te iertăm. Oricine s-ar putea speria de treaba asta, nu-i așa? Să ai frați toată ziua în urma ta. Să te întrebi de cine ai fost duminică dimineața la adunare. Să te întrebi dacă ai fost acolo, ce ai făcut acolo. Nu uitați că mari președinți au împrejurul lor vreo 30 de oameni care îi păzesc, o să-i vedeți cu aparatura aceea sofisticată, care se uită în toate direcțiile, toți pregătiți în multe discipline ca să intervină într-un caz de atac la președinte. Ca nu cumva președintele să se împiedice de covorul roșu. Ei intervin rapid. Și știți ce salarii au ăia? Eu aveam 100 pe degeaba. Slăviți să fie Domnul. 100 pe degeaba. Mă păzeau zi și noapte. Aș vrea să te întreb, tu ai ceva? Nu e așa că te deranjează când un prieten te întreabă, dar unde ai fost duminică dimineață? Dar tu nu-ți vezi de treaba ta, ia vezi-ți de problemele tale. Nu, nu. Lasă-i pe frați să vegheze. Că s-ar putea să stai sâmbătă seara prea târziu la anumite emisiuni pe internet sau în altă parte, lasă-i să vegheze, că așa începe căderea. Dacă ai împrejurul tău oameni care să vegheze, să fii atent, să stea lângă tine, să te sprijinească, fii abordabil, sunt gata să fiu întrebat. Mă uit în Biblie, frații mei, ajunge Petru în Iope, acolo vindecă pe Tabita, înviază pe Tabita, efectiv o înviază, și la un moment dat se urcă pe acoperișul casei și un vas mare se prezintă cu tot felul de
viețuitoare curate și necurate pe care vede numai Petru, numai Petru. După care ajunge în casa lui Corneliu, predică Evanghelia, Duhul Sfânt coboară și frații de la Ierusalim se enervează. Păi ce l-a trimis pe ăsta acolo și a asistat la primirea Duhului Sfânt? Duhul Sfânt e numai pentru evrei. Duhul Sfânt e numai pentru noi. Pentru ceilalți nu e așa ceva. Spune Scriptura că frații din Ierusalim, biserica l-a chemat pe Petru să dea socoteală. Și m-aș fi așteptat ca Petru să-i spune: băi, ați văzut voi, vă faceți de masă ceva? Ați înviat careva de aici pe careva? Eu am înviat-o pe Tabită. Ați văzut ceva? V-a descoperit Dumnezeu? Ca ce chestie să vă dau eu socoteală vouă de ce am făcut eu? Pentru că eu fac după cum mă călăuzește pe mine Duhul. Uitați-vă cât de frumos Petru a venit în mijlocul fraților și a zis: frații mei, dați-mi voie să vă prezint ce s-a întâmplat. Și după ce Petru le prezintă tot, frații s-au potolit, spune Scriptura, au slăvit pe Dumnezeu, că Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Amin! Amin. Ca atare, tu și eu trebuie să ne învățăm să dăm socoteală. Există oameni care primesc darul de la Duhul Sfânt, de care atât de mare nevoie. Lucrează într-un cerc select, într-un cerc al prietenilor, nu lucrează în biserică. Dar nu uitați, darul e dat pentru biserică, fratele meu. Nu pentru prietenii mei, cu toate că ei pot beneficia. Nu pentru familia mea, cu toate că ea poate beneficia. În primul rând, darurile, slujbele, sunt date pentru biserica lui Iisus Hristos. Veghează la domeniul acesta, lucrează domeniul acesta, dă socoteală cuiva. Nu uitați, foarte mulți dintre predicatori pot îndrepta anumite mesaje. Dacă eu în seara aceasta cumva, sau data trecută când am fost de în urmă cu o lună, am făcut o greșeală din punct de vedere teologic, o pot, frații mei, am mai cercetat, am mai văzut și acel lucru nu stă cam așa. Am mai cercetat și vă rog frumos să mă iertați de eroare de data trecută. Un proroc nu poate face asta. Și de aceea e foarte important ca cineva să vegheze asupra acurateții lucrării, asupra domeniului acesteia, să se expună și să spună: fraților, dacă observați că am depășit măsura de credință despre care se vorbea, atenționați-mă, nu mă lăsați, pentru că dacă mă cufund eu, vă cufundați și voi. Pentru că dacă țâșnește apă în dreptul meu, țâșnește și în dreptul vostru. De aceea e important, soră și frate, s-ar putea colegii tăi de școală să nu cunoască păstorul bisericii și nici slujitorii care muncesc cu greu și nici frații care se luptă în rugăciunile lor pentru binele bisericii. Dar să te cunoască doar pe tine și tu îi reprezinți pe toți. Nici nu-i nevoie. Întrebarea este, cum îi reprezinți tu pe ceilalți din barcă? Care e imaginea pe care și-o face? De aceea e important când frații se opresc în dreptul tău și îți spune de disciplină, de modestie, de respect, îți spune de vorbe calculate, de înțelepciune. Să fim înțelepți, Doamne ajută! Ca să poți avea parte de binecuvântare, ai nevoie de frați lângă tine. Ai nevoie de ei, ai nevoie să stai înaintea Domnului, ai nevoie să veghezi asupra ta, ai nevoie să te rogi împreună cu ei și spun Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Mântuirea, pe lângă că e personală, este și de obște. Nu poți să fii prieten cu toți din adunare, dar cu cei de pe strada ta, din neamul tău, poți să fii prieten. Spune: băi, când nu mă vezi la adunare, dă-mi un telefon, poate-s bolnav, poate am nevoie de rugăciune, poate am nevoie de mărturisire. Poate am o situație grea, poate sunt atacat în domeniul spiritual. De foarte multe ori tăiem toate legăturile. Am întâlnit oameni din aceștia care cred că mântuirea e numai personală, dar sunt o biserică. Și la un moment dat cineva îl întreabă: fratele meu, dar în domeniul ăsta n-ai vrea să slujești? A, vedeți-vă voi de slujire, de-ai fi opocăit așa cum sunt eu, că, și așa mai departe. Fratele meu, dar n-ar fi bine să mai vii la adunare duminica dimineața, nu prea te vedem. Vezi din neamurile tale dacă vin, nu mă lua tu pe mine la întrebări, și așa mai departe. Fratele meu, o tăiat toate legăturile, într-o zi s-a îmbolnăvit omul ăsta, o tăiat toate legăturile pe care le putea. De urgență a fost dus la spital, s-a îngălbenit total, oamenii nu-i găseau ce are și omul ăsta a stat în spital 2 luni de zile. După 2 luni a venit în adunare și a zis: frații mei, am stat acolo, niciunul din voi nu a venit pe la mine. Și frații spune: n-am știut, frate, că ești acolo. N-am știut. Atunci când te-am întrebat duminica seara unde era, ai spus să ne vedem de treburile noastre. Atunci când te-am invitat să cânți în cor, ai spus că n-ai chef de așa ceva. Atunci ai tăiat toate legăturile. Efectiv, n-am mai știut unde ești. Când Dumnezeu se așează frați de lângă tine, nu ți-i așează ca să te încurce, ți-i așează ca să călătorești bine. Doamne ajută! Să poți ajunge în veșnicie, să veghezi asupra ta. Cei mai mulți oameni care cad de pe cale sunt oameni care, în primul rând, nu dau socoteală nimănui.
Sunt oameni care, în primul rând, când vine cineva la ei și spune, frate, în domeniul ăsta, cred că ar trebui să fii mai reținut. În domeniul ăsta. Ar trebui să observ la dumneatale o ispită în domeniul. Ia, lăsați-mă voi pe mine în pace, că mă descurc. Și nu se descurcă. Și nu se descurcă. Căderea este mare după aceea. De ce? Pentru că nu i-a lăsat pe frați împrejur. Aș vrea să te întreb, cel ce călătoresc pe veșnicie, îi ai pe frați lângă tine? Ei lăsat în corabie? Unii dintre ei nu sunt perfecți, alții simpatici. Și pe unii și pe ceilalți. Te rog, îmbrățișează-i cu toată dragostea și spune, ești binevenit în corabia vieții mele. Bucuriile tale sunt bucuriile mele, întristările și suferințele tale sunt ca și ale mele. Haideți să călătorim împreună spre veșnicie, Doamne ajută! Asta e biserica, frații mei. Prima condiție pentru o călătorie reușită și fericită este invită-L pe Iisus Hristos. A doua, lasă-i și pe ucenici acolo, lasă-i și pe frați la părtășie. Chiar dacă câteodată sunt ciudat și au sabie, chiar dacă câteodată vorbesc cam mult, lasă-i acolo, pentru că dacă Domnul i-a onorat și i-a chemat la mântuire, lasă-i lângă tine, cel puțin îmi pot învăța de la tine. Au nevoie de un mentor, au nevoie de unul care să croiască o cărare dreaptă, să-i învețe, să navigheze împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ultima condiție pentru o călătorie reușită și fericită este lasă-L pe Iisus la cârmă. Cei mai mulți creștini eșuiază nu pentru că nu l-ar avea pe Iisus, ci de foarte multe ori eșuiază pentru că nu-L lasă la cârmă. Pentru ei Iisus e bun când treci prin încercare. Pentru ei Iisus e bun la cârmă când nu-ți găsesc medicii diagnosticul. Pentru ei Iisus e bun când ai luat un credit neperformant și trebuie să dai banii înapoi și spui, Iisuse, acum tu dă-mi idei de unde eu să-mi plătesc banii la cămătari. Acum te rog frumos, vină la cârmă. Dar câtă vreme apele sunt liniștite, câtă vreme soția e sănătoasă, câtă vreme copiii se zburdă în jurul mesei noastre încărcate, conducem noi corabia, că suntem deștepți, că știm, că noi suntem navigatori buni. Aș vrea să vă spun, Iisus și când doarme, conduce mai bine ca noi, slăvit să fie Domnul. Da, n-avem ce căuta, chiar dacă doarme acolo, n-avem ce căuta noi la cârmă. Marea problemă când e greu să lăsăm cârma din mână. De aceea există atâtea probleme de conștiință. Dacă nu mergeam să mă întâlnesc cu ăla, nu se întâmpla problema asta. Dacă nu mă duceam pe strada aia, n-aveam accident. Știți de ce? Pentru că totdeauna noi ținem cărma la noi. Și de aceea ne dăm seama că noi puteam evita așa ceva. Un om care dă cărma Domnului Iisus Hristos, își dă seama că el are capacitatea și tăria să gestioneze toate împrejurările și toate circumstanțele și nu trecem niciodată prin vreo problemă fără acordul lui, pentru că cărma este la el, slăvit să fie Domnul. Nu te întorci noaptea și spui de ce mi s-a întâmplat mie asta, pentru că erai tu la cărmă. Dacă Iisus e la cărmă, privești numai așa, Domnul vrea să verifice cum trăiesc eu în încercarea asta. Asta e singura ta problemă. Cum iau testul ăsta? Pentru că dacă Iisus e la cârmă, eu trebuie doar să iau testul. Eu nu întâmplător mi se întâmplă așa ceva. Văd foarte mulți oameni în zilele noastre de astăzi care vorbesc și spun Satan are putere, da, are putere, și Dumnezeu are, da. Frații mei, ajungem de foarte multe ori să credem mai mult în puterea lui Satana ca lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, Dumnezeu este atotputernic. Satana, ca să poată încerca un copil de-a Domnului, trebuie aprobări. Spune Domnul Iisus Hristos, Satana v-a cerut să vă cearnă ca... Bun, dar de ce nu i-o lua direct să-i cearnă? Pentru că oricum stăpânitorul lumii acestea și eu îi mai întreb pe Domnul dacă îmi dă voie în biserica Betel din Arad să cern jumătate de corp. Nu, îi cern eu pentru că am eu chef. Nu, nu, îi trebuie aprobări. Numai după ce aprobările sunt date, el poate să mă bage în încercare. Dacă aprobarea nu-i dată, numai Duhul Sfânt mă anunță că multe planuri s-au făcut, dar Domnul le-a anulat. Slăvit să fie Domnul! Pentru că cel ce guvernează totul este Iisus Hristos. Câtă vreme ești tu la cârma corăbiei tale, vei avea totdeauna remușcări, că puteai face mai bine, că puteai să eviți încercarea respectivă, că puteai să ieși din situația respectivă. Când în schimb îi da cârma Domnului Iisus Hristos, îi spui, Doamne, lasă-mă să admir priveliștea. Dacă mă duci prin furtună, mă încred în tine. Cel ce a creat molecula de apă ești tu. Cel ce a creat orice atom ești tu. Cel ce verifică multiplicarea celulară, care e la baza cancerului, e o multiplicare celulară fără limite. De exemplu, dacă la un moment dat te tai la un deget, dispar niște celule. Sistemul nostru imunitar, împreună cu toate celelalte pârghii, reface toate celulele acelea până la ultima o reface, cu cicatrice de rigoare, rămâne acolo. Dar nu dezvoltă una în plus. Cancerul înseamnă să tot să se dezvolte.
să se dezvolte, aducând la nodul și așa mai departe. Nu discutăm aspectul acesta aici. Ori aș vrea să vă spun, nimeni dintre noi n-are capacitatea ca dimineața să spună celulele mele se vor înmulți normal în corpul meu. Totul va merge, va funcționa normal. Sucul gastric, bila, sucul pancreatic, totul va intra în stomac după ordinea stabilită de mine în orarul meu. Nu ne ocupăm noi de asta. Cineva ne dă viața, mișcarea și ființa, slăvit să-i fie numele. El este cel ce așează. Când el face ca corabia ta să intre prin furtună, nu ne interesează cum se cheamă, accident, boală, situație dificilă, conflict, când ai intrat acolo, trebuie să vezi că e o provocare pe care Dumnezeu ți-o face, nu atâta să te lamentezi, nu atâta să te plângi, ci să spui, Doamne, dă-mi înțelepciunea să ești biruitor, Doamne ajută! Te culci și dormi în pace! Te culci și dormi în pace! De ce? Pentru că știi că Dumnezeu a rânduit pentru tine lucrul acesta. Imaginați-vă dumneavoastră că doi dintre unii dintre cei mai buni evangheliști, Pavel și Sila, au vrut să intre în Bitinia să predice Evanghelia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au vrut să intre în misia, dar Duhul lui Iisus i-a oprit din nou. După care, lui Pavel îi se arată într-o revelație un om din Macedonia care îi spune, treci la noi și ajută-ne. Ajung în Macedonia, în prima cetate, Filipi, acolo predică Evanghelia și o vânzătoare de purpură numită Lidia, se întoarce la Domnul împreună cu toată casa ei primind botezul. După care, atunci când Pavel pleca la locul de rugăciune, nu când venea, când pleca apar problemele. Totdeauna când te duci la rugăciune apar probleme, ești prea obosit, te sună telefonul, vine cineva în vizită și așa mai departe. Când se duceau spre locul de rugăciune, iese înaintea lui o femeie cu un duc de ghicire și nu spune nimic rău. Aceștia sunt oamenii Dumnezeului Celui Preanalt și El vă vestesc calea Evangheliei. Pavel, supărat, prin autoritatea pe care o are orice credincios de a mustra duhurile, spune numele lui Iisus să-ți poruncesc să pleci. Și Duhul a plecat chiar în ceasul acela. Problema este că stăpânii roabii au văzut că ea nu mai are capacitatea malefică de a ghici. Ca atare au găsit unde s-a întâmplat, l-au luat pe Pavel, cetățean roman, Sila, cetățean roman, cum ar fi cetățean american, și îl duc în fața dregătorilor. Nu numai atât, smulg hainele de pe ei. Și dregătorii, ca să le facă pe plac stăpânilor cu care aveau probabil relații, mai spune, mai dați-le și te o bătaie. Acum că taci din gură și nu-ți aduci aminte că ești cetățean roman când îți smulg hainele, dacă îmi vine prima nu iau, sigur îți reamintești totul. Ei tac din gură și iau toată bătaia aia. Pentru că știau că au o misiune de făcut. Exista în cetatea aceea un om care nu ieșea din temniță, care răspundea cu viața lui de viața întemnițaților. N-avea timp de piață, n-avea timp să stea de vorbă cu dregătorul, primea numai porunci. Pe omul ăla l-avea în vedere Dumnezeu. Și ca să ajungă la el, Pavel și Sila au răbdat pe spinare vârcile alea de la loviturile care s-au dat. Apoi au fost aruncați în temniță. Temnicerul care primise o asemenea poruncă direct de la cei ce conduceau, nu l-a băgat în temnița din afară, unde se prindă ăștia, unde se pușă ăștia care fură găini sau nu știu mai ce pe acolo. I-a băgat în temnița dinăuntru, le-a pus picioarele în butuci și a pus acolo. Și Pavel și Sila m-aș fi așteptat, la un moment dat Sila să-i dea un ghiot lui Pavel și spune, băi, sigur era din Macedonia omul ăla care l-a văzut în vedenie. Ce căutăm noi în pușcărie acum, măi? Asta e misiunea noastră? În pușcărie, bătuți bine? Spune Scriptura, pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de? Nu de jale, de laudă. De laudă, frații mei. Și cei închis îl ascultau. Când poți să faci asta? Când Iisus e la cârmă, slăvit să fie Domnul. Când Iisus e la cârmă, dacă corabia trebuie să treacă prin pușcărie, pe acolo treci. Dacă corabia trebuie să treacă prin spital, pe acolo treci. Când Iisus e la cârmă, dacă corabia trebuie să treacă prin accident, pe acolo treci. Dacă trebuie să treacă prin pierdere financiară, pe acolo treci. E important să te încrezi în Cel ce conduce corabia, slăvit să fie Domnul. E important lucrul acesta. Oameni care privesc viața lor în modul acesta. Am întâlnit oameni care la un moment dat au pierdut ceva. Au pierdut ceva, s-au îmbolnăvit de glicemie, li s-au ridicat, fac insulină, pentru că au pierdut ceva. Alții, mi-aduc aminte de un caz de un frate, la un moment dat, a fost om în lumea aceasta, a lucrat într-un anumit domeniu și pe unde ajungea el cu serviciul lui, pârjolea tot împrejur, aducea acasă, adică era foarte strângător, aducea acasă. La un moment dat s-a pocăit omul ăsta, s-a pocăit. Într-o seară de evangelizare a mers la biserică. O venit la biserică, har în adunare. El avea pe Iisus numai în inimă, numai în corabil, avea și la cârmă. Când s-a dus acasă, ușile larg deschise și din casă cineva care a rămas tot cum era el atâtodată, i-a golit aproape totul din casă.
Te așteptai ca omul ăsta să aibă un șoc în momentul ăla, să oprească inima, să spune, vai, leșen, să caute ceva pe unii, să cadă jos, să oprească. Spune, Doamne, îți mulțumesc că ai trimis niște oameni și au luat de la mine tot ce am luat eu de la alții și am furat. Dacă a mai rămas ceva, te rog să mi-ai trimis odată. Iubiții mei, când poți să vorbești așa? Când Iisus e la cărmă și știi că există un scop în toate. Majoritatea se pierd cu firea, pentru că ei sunt la cărmă. Majoritatea se îmbolnăvesc pe drum. Majoritatea au probleme. Dumnezeu are un plan în toate, slăvit să fie Domnul. Când El la cărmă, corabia trece prin încercare. Când El la cărmă, bate vântul puternic. Dacă îmi bate vântul mai puternic, El se ridică acolo și spune, opriți-vă. Și dintr-o dată se face o liniște pe care nu o vii să ai niciodată în mijlocul furtunii, pentru că asta nu poate face niciun om, ci doar Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, iubitul meu frate și soră, iubit tânăr și tânără, ți-ai luat bărcuța ta și ai oprit-o la acest mic port, Biserica Betel din Arad. Vor mai trece câteva minute, se va încheia slujba și apoi bărcuța ta va pleca pe marea lumii acesteia. Nu știu ce te așteaptă săptămâna asta, nu știu ce încercări, ce furtuni, poate chiar naufragiu. În seara aceasta aș vrea să spun că în locul acesta este prezent Iisus Hristos. N-ai vrea să-L inviți în corabia vieții tale, ca săptămâna aceasta să mergi biruitor cu El? Odată un creștin era prieten cu un evreu și fiind prieteni amândoi, creștinul se bucura. Așa cum spunea fratele, prin credință și când avea pierderi, că erau parteneri de afaceri, tot se bucura. Evreul s-a enervat într-o zi și a spus, măi, cum adică asta? Când noi doi câștigăm, mă bucur și eu, te bucur și tu. Când noi doi pierdem, eu supărat, măi, că putem să câștig. Și tu tot te bucuri. Cum se poate asta? Și creștinul vine și spune, știi ce? Eu l-am pe Iisus Hristos ca Domn al vieții mele. Deci eu trebuie să mă bucur. Măi, lasă-mă cu Iisus, că doar noi nu credem în Iisus Fiul Mariei. Noi îl așteptăm pe Iisus să vină, nu? Măi, dacă eu îți spun că l-am pe Iisus, băi, dar bine, l-ai tu pe Iisus. Eu cum pot să am bucuria asta pe care o ai tu? Simplu, să-L chem pe Iisus în viața ta. Măi, sincer să spun, aș vrea și eu să am bucuria asta. Tu te bucuri și atunci când nu-i de bucurat. Când eu sunt supărat, tu ai putere să te bucuri, efectiv. Și văd lucrul acesta ca o forță dinăuntru. Cum pot face? Păi trebuie să crezi că Iisus a venit în lumea. Doar știi că nu cred. Bun, dar n-ai putea nici pentru 24 de ore să crezi? Păi afacerea e face, ia să vede, 24 de ore zici că... Da, pentru 24 de ore, n-ai putea să crezi tu că Iisus a venit. Bine, hai, cred că e venit prin Fecioara Maria. Și ce trebuie să mai cred? Trebuie să crezi că El a trăit pe pământul acesta. Bine, tu știi care e situația, dar fie pentru că mi-ai fost 24 de ore, afacerea e face, cred 24 de ore. Bun, și atunci trebuie să crezi că El a murit pentru păcatele noastre. Asta cred că a murit, da, dacă a trăit și El a murit. Și trebuie să crezi că a înviat. Știi că asta nu pot crede, dar în fine dacă zici tu că așa, îl cred și lucrul ăsta. Și a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Gata, cred și asta. Și acum ce trebuie să fac? S-a plecat pe genunchi amândoi și creștinul i-a spus, repite după mine. Și a spus, Doamne Iisuse, dacă Tu existi și Tu ești Domnul și Tu ai murit și Tu ai înviat și Tu mi-ai luat păcatele, dă-mi pace în inimă, dă-mi binecuvântare și fii Domnul vieții mele. Evreul întreabă atâta? Atâta, atâta. Și ce fac eu acum? Păi nimic, așteptăm 24 de ore. Nu trece mult și evreul spune, eu simt ceva în inimă. Dintr-o dată, parcă se liniștesc apele în inima mea. Eu simt ceva, creștinii spune, băi, lasă-mă 24 de ore. Ce vii după 5 minute să-mi spui tu că simt ceva? După, lasă-mă 24 de ore. Imediat vii să spui că simt ceva în inimă. Lasă-mă, după 24 de ore se întâlnește creștinul cu evreul și întreabă, ei, ce zici? Și evreul, ca un om de afaceri, a spus, l-am mai luat 24 de ore pe Iisus. Iubiții mei, Iisus Hristos este viu, slăvit să-i fie numele. El este Domnul vieții noastre. Mulți dintre noi, într-o zi, ne-am împăcat cu Domnul, l-am invitat în corabia vieții noastre. Asta nu înseamnă că n-am avut spitalizare, asta nu înseamnă că n-am avut pierderi, asta nu înseamnă că n-am avut necazuri, dar e cu totul diferită viața cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Pe lângă Domnul Iisus, am acceptat pe frații noștri, care împreună cu noi ne zidim unii pe alții, ne încurajăm unii pe alții. Și ultimul lucru pe care dorim să-l facem este să-L lăsăm pe Iisus Hristos la cărmă. Doamne ajută! Aș vrea să vă întreb la sfârșitul acestei slujbe dacă în seara aceasta, dintre frați, dintre surori, dintre prieteni care sunt aici, dorește să-L invite pe Iisus Hristos în corabia vieții lor, în viața lor, în ființa lor. Este un timp potrivit, s-a făcut o săptămână de evangelizare și o vreme potrivită. Aș vrea să, înainte, în schimb, de a invita pe cei care doresc să-L invite pentru prima dată
Aș vrea să vă întreb, stimații mei frați, câți dintre dumneavoastră vreți să fiți siguri și să-L reinvitați pe Domnul Iisus Hristos în viața voastră în seara aceasta la ultima rugăciune? Mâna sus! Domnul să vă binecuvinteze! Să fim siguri de lucrul acesta! Îl chemăm pe Domnul Iisus, Doamne, dăm din nou bucuria mântuirii Tale, dacă am pierdut-o, dăm din nou pasiune pentru biserică, pentru cuvânt, pentru rugăciune și întipărește în mine voința și râvna pentru casa Ta, Doamne ajută! Și apoi pe lângă frații noștri care ne-am hotărât din nou să-i aparținem Domnului, dacă în sală există cineva, vă rog să ne facă un semn cu o ridicare de mână, este un simplu gest, dar un început bun, în care poți să arăți cerului că te hotărăști de acum înainte să-L chem pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale și să poți merge mai departe pe drumul pocăinței și întoarcerii la Domnul. Îți stă în față o călătorie dificilă în viața ta. Portul veșniciei te așteaptă. Singurul care te poate duce acolo este Iisus Hristos. De aceea întreb dintre tineri, tinere, bărbați, femei, domni și doamne, dacă în seara aceasta vrei să-L inviți pe Domnul Iisus să fie Domnul vieții tale, te rog să ne faci un semn și să ridici o mână. Dacă este cineva, Domnul să vă binecuvinteze, Doamne. Dacă mai este cineva, suntem gata să ascultăm. Probabil, Domnul să vă binecuvinteze, Doamnă. Dacă mai sunt persoane, mă uit aici la tinerii din biserică, probabil aveți. În biserica noastră, sincer să vă spun, este o evangelizare continuă. Adică când încheiem slujba, orice slujbă, de duminică dimineață, de duminică seara, opresc slujba și spun fraților, la urmă, înainte face rugăciunea, dacă în ziua de astăzi cineva dorește să-L primească pe Iisus Hristos în corabia vieții lui, este liber. Să ridică băieți, fete, și eu vreau să-L primesc, și eu vreau să fiu cu Domnul Iisus Hristos, și bărbați și femei din veniți, pentru că este o stare normală să ne întoarcem la Domnul, Doamne ajută! Creiem starea asta în biserică! Trăim starea asta în biserică! Nu este o repulsie așa să te mai uiți, băi, care? Sunt biserici care când ridică cineva mâna, parcă au făcut ceva greșit. Iubiții mei, biserica este locul în care ne putem dedica pentru Domnul. Doamne ajută! Dacă mai este cineva alături de cei ce au ridicat mâna pentru că dorim să avem o rugăciune specială pentru ei, dintre tinere, bărbați și femei, dacă mai este cineva să ridice o mână, dacă cumva nu o văd, faceți-mă atent, Domnul să te binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze, văd și mâna dumneavoastră și a dumitale o văd acolo. Dacă mai sunt persoane, Domnul să vă binecuvinteze. Țineți-o mai sus să o văd. Domnul să te binecuvinteze. Dacă mai există, la balcon, dacă există cineva. Domnul să te binecuvinteze, am văzut mâna ta. Dacă mai există persoane. Domnul să vă binecuvinteze, amândouă mâinile. Slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, s-ar putea continua, pentru că într-o zi s-ar putea să-mi spui, dacă mai continuai chemarea aceea, hotăram și eu să fac un pas. Altfel, m-a prins din nou anturajul și m-am dus departe de căile care păreau atât de frumoase și de deosebite. Vreau să fac o ultimă chemare. Dacă pe lângă cei care au ridicat mâna și pe care îi rog să țină mâinile jos, mai există cineva pentru care trebuie să ne rugăm, vă rog frumos să faceți un semn. Dacă mai există cineva. Mă uit la balcon, văd mâinile dumneavoastră acolo, două mâini. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai există la balcon. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. La balcon, dacă mai sunt, văd și mâna ta acolo. Slavă Domnului, dacă mai sunt la balcon. Cobor apoi la partea bărbaților jos și a fraților, dacă mai este cineva. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze, văd și mâna ta. La partea surorilor, a femeilor, dacă mai este cineva, alături de mâinile care s-au ridicat, vă rog tare mult. Lăsați-L și chemați-L pe Iisus Hristos. Este semnul unui om care este în primejdie și ridică o mână într-o salvare pentru a fi mântuit, eliberat și salvat. V-am spus, este un semn inițial, doar atât. Urmează să faceți cunoștință cu păstorii bisericii, urmează să veniți la biserică, să aveți un timp de părtășie, dar este un început bun de a merge pe drumul Evangheliei. Dacă mai este cineva, dacă nu, văd mâna dumitale acolo, din spate. Slăvit să fie Domnul pentru mâinile care s-au ridicat. Consider că am insistat suficient, nu destul de mult decât ar fi avut unii nevoie, dar destul de bine pentru ca să facem toate lucrurile spre slava și gloria Domnului. Aș vrea ca toate persoanele acestea care au ridicat mâinile să le încredințăm în mâna Domnului. Am vrea din seara aceasta să le urăm o călătorie binecuvântată și fericită împreună cu Domnul Iisus Hristos.
De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Eu mă voi ruga cu voce tare, iar dumneavoastră mă veți însoți în această rugăciune. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru seara aceasta. Îți mulțumim de părtășia pe care Tu ne-ai dăruit-o. Și în mod special, Doamne Iisuse, îți mulțumim de prezența Ta în mijlocul nostru, de însoțirea pe care ai dat-o cântării în seara aceasta, de însoțirea în rugăciune și de faptul că de la început ne-ai anunțat că ești gata să treci nume în cartea vieții. Te lăudăm pentru mâinile care s-au ridicat. Te rog, ia fiecare mână în brațul Tău, Doamne. Doamne, din mâna Ta nu-i poate smulge nimeni. De aceea Te rugăm, Domnul nostru, intră în aceste corăbii, în aceste vieți, în aceste inimi, Doamne, și fii Domnul și Mântuitorul.